Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat duminică 17 aprilie 2022 taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași. Preasfinția sa a poposit în străvechea așezare monahală cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În dangătul clopotelor din noua clopotnița așezării monahale, episcopul de Bălți a fost întâmpinat de autoritățile locale, de soborul slujitorilor și de mulțimea pelerinilor. Taina Sfântului Maslu a fost săvârșită în Biserica Acoperământul Maicii Domnului, toate rugăciunile din cadrul slujbei fiind citite de către ierarhul de la Bălți, care i-a acoperit pe oameni cu mandia ce închipuie îmbrăcămintea îngerească, darul lui Dumnezeu cel purtător de grijă și acoperitor, după cum spune Sfântul Simeon al Tesalonicului. Iar Iisus, răspunzând, a zis, un om coborât de la Ierusalim la Lihon și a căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot ai legii vechi coborât pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea, și un levit ajungând în acel loc și văzând a trecut pe alături. Trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește un de lemn acesta și-l fă rogul tăi acestora, spuneți în numele, care se vor unge spre izbăvire desăvârșite de păcatele lor. Așa, Doamne, Cel ce ești neiertător, unul de milostiv și viitor de oameni, care își faie rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui. Amenor, rugăm-ne ție Dumnezeul nostru ca să aduci mila ta peste un demon acesta și peste cei care se vor unge din el în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățire și înlăturarea a toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinecinea sufletească și sufletească. Care ai tămăduit izvorul cele ce era cu curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananiince a izbovit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datorie celor doi datori și ai dăruit iertare femeile cei păcătoase. Pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă peste capetele robilor tăi, prezența ei, spuneți-o numele. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce-n prorocul tău, Nathan, ai dăruit iertarea lui David care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăința lui Manase.
altele asemenea acestora, știute și neștiute. Câte ca niște oameni au greșit și robii căi aceștia, spuneți să numim fratei noștri, iubitori de oameni, Doamne, iubiește și de iartă lor toate. Așa stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, ascultă-ne pe noi care ne rugăm bunătății tale pentru robii căi aceștia, spuneți frații noștri, și le iartă ca unul care nu ține de rău toate greșale și fără de legeri pe care ca niște oameni le-au făcut. Preotul Alexandru Gheorghiu de la parohia Copălău, protopopiatul Botoșani, a ținut un cuvânt în care a făcut referire la vindecarea trupească și sufletească pe care oamenii o primesc la taina Sfântului Maslu. În dimensiunea cuvântului taine noi nu putem intra. Sau ce se întâmplă acolo? Vinul și unde lemnul era un fel de prim dezinfectant sau într-o trusă de prim ajutor, să spunem. Dar atunci când unde lemnul este impregnat de puterea Duhului Sfânt, el începe să lucreze asupra sănătății trupești, dar și sufletești. Și de aceea, prin practica aceasta a săvârșirii rugăciunilor pentru sănătate sau tainei Sfântului Maslu, noi vrem să primim de la Dumnezeu sănătatea și pentru viața de acum și pentru viața de dincolo. Să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim Părintele Stareț pentru tot ce a făcut și pentru Sfânta Mănăstire și pentru noi și cei apropiați, și știți că și frățiile voastre sunteți apropiați ai Părintelui, și în atmosfera, să spunem, de rugăciune și de sărbătoare, ne amintim o vorbă pe care a spus-o Preasfințitul Antonie când a venit la hram, că Părintele Stareț e numai inimă și are inimă să primească pe toată lumea. În același gând, îi aducem și noi o pioasă mulțumire. Rugăm pe Dumnezeu să ne dărească săptămâna Sfintelor Pătimiri cu folos, cu liniște, cu răbdare, ca să putem ajunge la slăvita înviere și să gustăm din bucuria pe care Hristos ne-a adus-o după ce a înviat din mormânt. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit Părintului Episcop Antonie pentru că a slujit taina Sfântului Maslu și a apreciat implicarea preasfinției sale în activitatea social-filantropică din eparhia de Bălți. Ne străduim de fiecare dată, în fiecare post, cum de altfel știți majoritatea, frumoasa tradiție rânduială, care o moștenim de la înalt preasfințitul Calinic, că era de nelipsit în posturi, în fiecare post, taina Sfântului Maslu, cu binecuvântarea înalt preasfințitului nostru mitropolit Teofan, avea loc în fiecare post. Prezența era. Pentru mine o slujbă arherească, un dar de bine și este un răspuns, o încununare a muncii ofții de soi în dealul mare. De aceea, deseori, când îmi trimite Hristos Dumnezeu câte ceva, mai îmi permit să trec peste prut, să zic așa, să merg la Preasfințitul, văzându-i darul lui Hristos. Vă mulțumim pentru binecuvântările arherești și Hristos Dumnezeu să vă răspătească cât cum va ști mai frumos și mai bine. Și să dea Dumnezeu să rămâneți cum v-am cunoscut eu, lângă cei sărmani, lângă în mijlocul celor nevoiași și Duhul acesta al bundeții care le inspirați și ne-l doriți nouă tuturor. Și vă mulțumim pentru rugăciunile rostite de dezlegare de la urmă. Preasfințitul Antonie a apreciat grija pe care arhimandritul Nicodim Gheorghiță o are față de pelerin prin taina Sfântului Maslu, rânduită în toate posturile de peste an. În același timp a amintit de milostenia pe care Mănăstirea Hadâmbu o face pentru frații români din Basarabia. Cu bucurie am acceptat și mulțumesc Bunul Dumnezeu și mulțumim în mod special dat Preasfințitul Părinte Teofan pentru binecuvântare de a fi aici. Este adevărat, am rămas de fiecare dată impresionat de atmosfera duhovnicească care este aici la mănăstire. Mulțumim și pentru dragostea frăției sale, pentru sănătatea trupească și sufletească a frăților voastre. Pentru că, fiind un duhovnic iscusit, un slujitor rânduit și luminat de Dumnezeu, înțelege cât de important este
ca să oficieze taina Sfântului Maslu, mai ales în perioada postului. Și nu este prima dată și în celelalte posturi, Părintele are această grijă pentru sănătatea sufletească și trupească a frăților voastre. Pentru taina de astăzi care s-a oficiat, ea este partea văzută, este uleiul care noi în rugăciune primește Harul Duhului Sfânt pe o rugăciune, dar tămăduirea de fapt o are să transmite sufletului și trupului. Și vreau să vă spun că toți avem nevoie de această tămăduire. Noi, într-o fel sau altul, fiecare are câte o suferință, cel care crede că e sănătos încă n-a aflat care e suferința lui, va afla-o, dar nimeni n-a scăpat de boală, de bătrânețe și de moarte, de aceea acesta este traseul drumul omului și nimeni n-a poate ocoli. De aceea, în starea sau cei care sunt prezenți la taina Sfântului Maslu, fie că sunt credincioși, fie că suntem noi slujitorii, toți ne folosim prin această lucrare. Harul Duhului Sfânt lucrează asupra tuturor celor care sunt prezenți la această Sfântă Taină. De aceea mulțumesc Părintele și pentru această ocazie de a participa și eu, pentru că și eu m-am folosit de rugăciune care s-au rostit aici. Mulțumim Părintele și dorim dumneavoastră sănătate. Toate rugăciunile care le-a rostit aici să fie prin sănătoșirea frăților voastre, sănătoșirea sufletească și trupească. Și mulțumim Părintelui pentru dragoste, pentru jertfa sa, pentru deschiderea sa. Mă mărturisesc, Părintele este unul din cei mai mari iubitori ai Basarabiei care sunt în viață astăzi, slujitori ai darului, care trec peste prut și aduc darul. Este pe primul loc. Aduce darul mare, este adevărat, sunt darul dumneavoastră. Dumneavoastră, din puținul dumneavoastră, jertfiți la mănăstire, Părintele, din dragostea lui mare, inima lui largă, așa, care cuprinde tătă Basarabia încă prin inima lui, se gândește și la noi. Adevărat că Basarabia este mai săracă, cumva, decât ceea ce avem noi aici în țară și sunt familii care trec prin momente de încercare grea din punct de vedere material. De aceea noi încercăm să cumva să atenuăm această povară grea a sărăciei și ne străduim să mergem către acele familii. De adevărat, nu reușim către toate familiile să mergem, dar reușim acest lucru datorită dragostei Părintelui Nicodim, pentru care îi mulțumim. Și Părinte, n-am mai spus, vă spun și acum, sunteți fratele nostru iubit, sunteți așteptat în Basarabia și vă prețuim și vă așteptăm de fiecare dată cu inima și deschisă. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a anunțat la final programul pelerinajului Drumul Crucii din Sfânta și Marea Joi de la Mănăstirea Hadâmbu. Acesta va fi precedat de slujba deniei celor 12 Evanghelii. Noi mai parcurgem acest drum al crucii în Joia Mare, deși suntem puțini, de aceea denia Evanghelii, celor 12 Evanghelii se pune la ora 14, ca să fim prezenți la poarta Bucuriei a Crucii mai din timp, rostind la fiecare troițe pe o Sfântă Evanghelie, o ictenie și apoi la ultima cruce în Dealul Mare, un părinte slujitor va ține cuvânt de învățătură. La ora 2 va începe denia celor 12 Evanghelii, apoi coborând cu micul mare, parcurgând calea și drumul crucii. Sunt credincioși care au parte la acest drum al crucii și resimțim cu adevărat ce simțim atunci și mai cu seamă cei prezenți la denie. O mare păcat, atenție mare. Și vă rog în numele lui Dumnezeu, nu vă obișnuiți cu neprezența în săptămâna patimilor, fără să fiți prezenți la denie.